Caz șocant în județul Iași, unde trei adolescenți erau ținuți pe post de sclavi la o stână. Victimele au fost ademenite să muncească în schimbul unor sume de bani. Au fost tratați însă mai rău decât animalele. Erau ținuți sechestrați, infometați și agresați. Trei minori de sex masculin de 12, 14 și respectiv 17 ani au fost găsiți sechestrați la o stână din județul Iași. Victimele erau abuzate, înfometate, bătute și exploatate, iar condițiile de trai în care acestea au fost găsite erau inumane. Cei trei au ajuns acolo după ce au fost ademeniți să vină să lucreze la paza și îngrijirea animalelor contra unei sume de bani. În schimb, au fost sechestrați, bătuți și supuși la munci grele fără pauză sau hrană și li s-a refuzat orice sprijin sau asistență medicală. Două dintre victime sunt frați și provin din sistemul de protecție socială, întrucât au crescut la orfelinat. Victimele au mai încercat de mai multe ori să scape de chinul la care au fost supuse, însă n-au reușit din cauza faptului că unii localnici îl avertizau pe bărbatul care îi ținea pe tineri sechestrați. Acești oameni au fost într-adevăr raportați de alți oameni din comunitate când au încercat în repetate rânduri să fugă. Poliția a ajuns la ei pentru că, evident, munca de poliție presupune și o activitate foarte intensă informativă și cumva au aflat, au ajuns la ei aceste informații că se pare că există o această situație de sclavie în schitul Duca și s-au dus, au descins acolo împreună cu navigatorul nostru. Victimele sunt în prezent audiate de către poliție și DIICOT, însă fenomenul sclaviei este mult mai răspândit în țara noastră, mai ales în zonele rurale. Cea mai mare parte a victimelor traficului de persoane, fie că vorbim de copii sau adulți, ajung în ghearele traficanților cu sprijinul sau complicitatea familiei sau a cunoștințelor. Nu este un caz excepțional, din păcate. Este excepțional pentru că ne șochează pe noi oamenii normali, să spunem așa, dar tinde din informațiile pe care noi le avem și munca pe care o facem să pară a fi un fenomen în mediul rural și în această zonă a stânelor sau acestor ferme pierdute undeva în zona rurală din România. Pentru că un caz similar s-a întâmplat acum vreo două săptămâni și la Pitești.